ziua Domnului în Ioel. Ce să fie ziua Domnului? Ioel este numită Cartea Zilei Domnului pentru că cel puțin de 5 ori expresia aceasta este amintită în carte. Ziua Domnului este momentul în care Dumnezeu vine ca să mântuiască cei de mântuit și să pedepsească cei de pedepsit. Să mântuiască cei de mântuit și să pedepsească cei de pedepsit. Dar dacă ați răsfoi cartea, ați vedea că profetul așează pe 3 paliere expresia zilei Domnului și aș vrea să mă ocup de cel din mijloc, versetul 31 din capitolul 2. Dar primele pregătesc practic pe cel din mijloc și ultimul vine și răspunde la întrebarea cu care ne lasă afirmația din capitolul 3, versetul 31. Deci ziua Domnului este ziua în care Domnul vine să mântuiască cei de mântuit și să pedepsească cei de pedepsit. Cu alte cuvinte, aduce istoria la un final. După ce îndelunga lui răbdare a așteptat după fiecare dintre noi să chemăm numele Domnului și să fim mântuiți, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu ca nimeni să nu piară, oricine crede în el să poată fi mântuit. Am spus că ziua Domnului este așezată pe 3 paliere și în primul palier, Ioel vorbește despre pedeapsa imediată care a venit peste țară. Cei care ați fost dimineață cu noi și mulți ați lipsit de aici, ați văzut că în cartea Ioel, Dumnezeu trimite peste țară 4 valuri de răcuste și lasă o pustiire care rămâne ani de zile, o secetă imensă peste țară. Toată țara plângea, dragii mei. Nici măcar în templu nu erau nici daruri de mâncare, nici jertfe de băutură. Și am văzut dimineață că toate acestea au venit din pricina păcatelor, din pricina beției spirituale în care inima a fost intoxicată de idolatria baalică și în care inima poporului s-a îndepărtat de Dumnezeu. Dar atunci când Ioel trebuie să vorbească despre această pedeapsă adusă de Dumnezeu peste țară, în fața lui se deschide până la pedeapsa finală, întregul plan al lui Dumnezeu. Și întotdeauna în Scriptură, dragii mei, pedeapsa imediată este văzută în lumina pedepsei finale, pentru că dacă nu oprești, tăvălugul va merge până la capăt. Și dacă priviți imaginea, am încercat să simplific puțin lucrurile. Profetul este un om al vremii lui. Vine pe scenă când îl cheamă Dumnezeu într-un context dat și într-un moment istoric dat. Dar îi vine cu o desagă pe umăr. Și în desaga lui sunt binecuvântările și blestemele cu care Dumnezeu a întărit legământul. Și când profetul deschide desaga binecuvântărilor, el scoate din ea binecuvântări imediate mesianice sau escatologice. Cu alte cuvinte, el aleargă prin tot spațiul planului lui Dumnezeu, încercând să-i ademenească pe oameni. Dar atunci când el trebuie să schimbe de saga, să vorbească despre pedepse, pedepsele imediate sunt văzute în lumina pedepsei finale, a blestemului final. Pentru că atunci când pocăința nu oprește blestemul, dragii mei, blestemul va continua de 7 ori mai mult, de 7 ori mai mult, până când mâna și mânia și dreptatea lui Dumnezeu ne va nimici. Dar veniți să citim câteva versete și mulțumesc cititorului meu, lui Timi, ca să pregătim textul din capitolul 3, versetul 31. În capitolul 1 găsim prima mențiune, în versetul 15. În capitolul 2, în versetul 1 și versetul 11. Ascultați ce scrie profetul. Vai ce zi! Da, ziua Domnului este aproape. Vine ca o pustire de la cel atotputernic. Versetul 1 din capitolul 2. Sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. Versetul 11. Domnul face să tune glasul lui înaintea oștirii sale, căci tabăra lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte, foarte înfricoșată. Cine poate suferi? Observați, Dumnezeu trimite valurile de lăcustă și spuneam dimineața, ați văzut și câteva imagini. Într-un val de lăcustă pot fi 1.500.000 de insecte. Imaginați-vă, 40 de mile lat roiul și 60 de mile lung și când vine peste o țară, mănâncă absolut tot și lasă totul pustiu. Și pustirea asta, profetul o vede în lumina pustirii finale, în lumina pedepsei finale pe care Dumnezeu o va aduce dacă pocăința nu oprește revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Vai ce zi!
Domnul tună în fața oștirii lui celei mari și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Dar observați, toate aceste texte ne pregătesc doar pentru adevărata venire a zilei Domnului. Și dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi luat pedeapsa asupra Lui, în momentul acela, dragii mei, dreptatea lui Dumnezeu ar fi trebuit să strivească întreaga lume, să pună capăt istoriei. Dar în bunătatea Lui, pentru că El nu dorește moartea păcătosului, a făcut o substituție. În locul meu pe cruce l-a așezat pe Fiul Său. Aduceți-vă aminte de momentul acela când Fiul lui Dumnezeu a târnat pe lemnul crucii, a strigat, s-a isprăvit, și în momentul acela cerul s-a întunecat, mormintele s-au deschis, pământul s-a cutremurat, morții au ieșit din ele. Ce zi! Vai ce zi! Vai ce zi! Cum ar fi fost să fii tu, să fiu eu sub pedeapsa lui Dumnezeu în momentul acela? Dar versetul 28 din capitolul 2 începe așa: după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și m-am oprit citind textul din fața mea. După aceea îmi spune că ceva trebuie să fi fost înainte. Oare ce a fost înainte ca după aceea Dumnezeu să poată turna Duhul Lui peste orice făptură? Versetul 27: și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel. După aceea, stați puțin, noi privim istoria retrospectiv, ca după aceea să fie valabil, realmente Dumnezeu a trebuit să vină, să locuiască plin de har și de adevăr în mijlocul poporului său. Știți cum am început în seara aceasta? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și după 33 de ani și jumătate, L-au luat, L-au târnat pe lemnul crucii și au strigat: răstignește-L! Sângele Lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Eu sunt în mijlocul lui Israel. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine. Când Domnul Iisus a avut curajul să spună: eu și Tatăl una suntem, au luat pietre să-L omoare. N-au crezut că Dumnezeu însuși s-a întrupat în pruncul Mariei în ieslea din Betlehem. N-au crezut că Dumnezeu însuși a umblat printre noi plin de har și de adevăr, chemându-ne la mântuire. N-au crezut că Dumnezeu însuși era târnat pe lemn. N-au crezut că sângele întrupatului Fiul al lui Dumnezeu l-au cerut peste ei și peste capul copiilor lor. Abia după ce și-a terminat lucrarea, după aceea s-a turnat Duhul lui Dumnezeu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Da, chiar și peste rob și roabe voi turna Duhul meu în ziua aceea, zice Domnul. Voi face să se vadă semne în cer și pe pământ: sânge, foc și stâlp de fum. Soarele se va preface în întuneric. Cei care erau sub cruce și au văzut cum se întunecă cerul, dragii mei, au strigat împreună cu ofițerul de sub cruce: cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Luna s-a făcut sânge. Dragii mei, atunci s-au împlinit toate lucrurile acestea. Dar interesant, când toate aceste semne cosmice au apărut, poporul îngrozit s-a întors acasă gândindu-se: oare ce am făcut? Pe cine am răstignit? Ne-am așteptat ca mânia lui Dumnezeu să se coboare, să ardă până și pietrele din Ierusalim. Și cu toate acestea, în profeția lui Ioel există o ciudată schimbare de ton. Atunci, citiți cu mine: oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi la Ierusalim,
și pe muntele Sionului, după cum a făgăduit Domnul. Ce interesant! Ziua Domnului este ziua în care Domnul vine să pedepsească cei de pedepsit și să mântuiască cei de mântuit. Și adevărata zi a Domnului a venit atunci, la împlinirea vremii, la ceasul hotărât de Dumnezeu, când Fiul Său a fost atârnat pe lemn. Dar, deși Dumnezeu a vizitat pământul, întreaga Lui mânie a trăznit în Fiul Său, nu în tine, nu în mine, ca eu să pot chema numele Domnului și să pot fi mântuit. Frații mei, copiii dragi, trăim într-o vreme de har încă. Cât va dori sau cât va dăinui, nu știm. Dumnezeu are vremurile soroacele, Dumnezeu va pune capăt istoriei, dar astăzi încă este momentul mântuirii noastre, căci mântuirea este pe muntele Sionului și la Ierusalim, după cum a făgăduit Domnul. Dimineața ne-am întrebat unde să așezăm în istorie cartea Ioel. Dacă o așezăm undeva în secolul 4, 2 înainte de Hristos, toți profeții vorbiseră deja. Aș putea să mă gândesc la profeția lui Isaia, profeția lui Ezechiel, la atâtea alte profeții, la profeția lui Zaharia, la toate acestea aș putea să mă gândesc. Dar dacă Ioel este prima dintre toate profețiile, atunci mă gândesc unde a făgăduit Domnul mântuirea la care toată lumea să aibă acces. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Chiar și cei care vor fi rămas pe care îi va chema Domnul. Dragii mei, indiferent unde îl așez pe Ioel, cu mai bine de un mileniu în urmă, un om urca povărnișul muntelui Moria. Pe urmele lui venea fiul lui Isaac, cu lemnele în spinare, pregătindu-se pentru junghiere. Tată, văd focul și lemnele, unde-i mielul pentru jertfă? Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Imaginați-vă momentul în care cerul întreg stătea cu ochii pe vârful acestui munte, când cei doi au ajuns pe vârful muntelui, împreună au zidit altarul, după care Isaac a luat lemnele care le-a cărat în spate, le-a așezat pe altar și la semnul tatălui, de bună voie s-a așezat pe altar el însuși. Avram a ridicat junghierul, gata să împlinească porunca Domnului, când îngerul Domnului a zis: stai! Să nu te atingi de fiul tău. Când Avram întoarce spatele, țapul pentru jertfă era pregătit deja de Dumnezeu. Dragii mei, acolo pe muntele Moria, tatăl a zis: dacă un om, dacă un muritor este gata să-și dea fiul, aș putea eu să dau înapoi? Promisiunea era făcută din veșnicii. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, ca să fim sfinții fără prihană înaintea lui. După ce în dragostea lui ne-a rânduit la înfiere, la iertare, la răscumpărare, ca noi într-o bună zi, având Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, să domnim împreună cu Hristos. Acolo pe muntele Moria, Tatăl a făgăduit că nu-i drum de întors. Pe mine însumi jur, pentru că ai făcut lucrul acesta, te voi binecuvânta nespus de mult. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Nu zice semințele, comentează Pavel în Galateni 3:15, și sămânța la singular, adică Hristos. Hristos, mielul de jertfă, Hristos nu Isaac, ci Iisus, dragii mei, așezat de bunăvoie pe lemnul crucii, în locul tău și în locul meu. Oare la întâmplare, spune Ioel, ziua Domnului cea mare și înfricoșată, când cerul întreg a început să vorbească prin semnele cosmice și să strige că a venit ziua Domnului, ziua revărsării mâniei lui, Domnul însuși a venit să își arate dreptatea pe pământ. Dar în mod ciudat, când în ziua cincizecimii, după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, Petru citează textul acesta, schimbă un cuvânt în profeția lui Ioel. Ziua Domnului cea mare
și strălucită. Și în momentul în care el își termină predica și mulțimea strigă pentru că s-au pomenit vinovați înaintea lui Dumnezeu, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor lui și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pentru că Dumnezeu a promis să reverse Duhul Său peste orice făptură, peste fii și fiice, peste tineri și bătrâni, peste robi și roabe, indiferent cine ești. Brațele lui Dumnezeu te așteaptă și pe tine. Aveți înaintea dumneavoastră elementele fundamentale ale unei profeții. Când Dumnezeu îl trimite pe profetul lui, îl trimite să dovedească vinovăția, să anunțe pedeapsa. Dar în mod ciudat, cel care ne-a creat, al cărui chip îl purtăm, cel care nu dorește moartea păcătosului, nu se rabdă să nu vorbească și despre mântuire. Și când nelegiuirea este dovedită, pedeapsa inevitabilă, mântuirea este un paradox. Întrebarea este cum se va apăra dreptatea lui Dumnezeu atunci când va oferi mântuirea unor nelegiuiți care merită pedeapsa. Dragii mei, există o singură soluție în Scriptură. Și soluția o aveți înaintea dumneavoastră. Cel care a luat povara nelegiuirilor noastre a fost întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. De aceea întindem mâna în blid să ne amintim de trupul frânt în locul trupului nostru și de sângele vărsat în locul sângelui nostru. El a luat nelegiuirile noastre, a purtat păcatele noastre ca să ne lase nouă mântuirea. Dar ne oferă în dar. Nu te obligă. Te așteaptă. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Ce aș putea scrie decât ce a scris Isaia peste toată această minune ca să rezolve paradoxul? Isaia 53, Isaia 63, robul Domnului. Cu toate că vorbește cu 750 de ani înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu, Isaia descrie cu lux de amănunte scena. Eram în Betsefer, în Ierusalim, în casa cărții și pe stâlpul central este sulul cărții lui Isaia. An și an la rând, evreii au zis, creștinii au inclus în mod fraudulos capitolul 53 în carte. Când s-au descoperit în 1947 surile de la Marea Moartă, sulul cărții Isaia s-a descoperit intact pe pergament și când te duci în jurul stâlpului respectiv, capitolul 53 este la locul lui. Cine a cunoscut ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire. Și înfățișarea lui n-avea nimic ca să ne placă. Disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Noi nici măcar nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a lăutat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre și pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste el, prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Dragii mei, mă surprinde lucrul acesta. Cu alte cuvinte, Isaia 53 vorbea despre împlinirea zilei Domnului. Domnul a venit să pedepsească toată nelegiuirea acestui pământ și să mântuiască ce era de mântuit. Dar toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nimic nu era de mântuit, dragii mei, când a venit Domnul. Și de aceea ziua aceea a devenit ziua cea înfricoșată, ziua Domnului cea înfricoșată. Domnul
a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, pentru că ziua Domnului, cea mare și înfricoșată, venise în istoria noastră, se împlinise vremea, venise ceasul. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferințe. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și planurile Domnului vor prăpăși în mâinile lui. Versetul 11, Timi. Va vedea rodul muncii sufletului lui. Priviți în jur. Și se va înviora. Priviți în jur. Rodul muncii sufletului lui. Care dintre noi nu se potrivește aici? Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Oare de ce este mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se întoarce la Hristos? Pentru că fiecare dintre noi care ne întoarcem la El, suntem rodul muncii sufletului Lui. Înviorăm, îmbucurăm inima Lui Hristos, care a plecat, dragii mei, având doar un pumn de oameni, 500 de frați la care s-a arătat deodată. Dar El a venit pentru întregul pământ și pentru tine și pentru mine. Versetul 11, încă o dată, va vedea rodul bun și sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirii. Observați în cine a lovit dreptatea lui Dumnezeu, va lua asupra lui povara nelegiuirilor lui. Și ultimul verset din capitol. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora. Și s-a rugat pentru cei vinovați. În agonia lui pe cruce am mai avut puterea să zică: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Într-adevăr, paradoxul se rezolvă doar în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Doar în jertfa Lui desăvârșită. Doar în ceea ce cu 750 de ani înaintea împlinirii acestor lucruri, Isaia prin Duhul lui Dumnezeu pune înaintea noastră în detaliu întreaga scenă. Ziua Domnului cea mare și strălucită, din cea mare și înfricoșată, tocmai datorită faptului că Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, după cum a făgăduit Domnul încă din veșnicii. Anunțând lucrul acesta în Genesa 3:15, sămânța femei îți va zdrobi capul, și privind apoi repetiția generală de pe muntele Moria, ca să vină fiul său în același loc să împlinească promisiunea lui Dumnezeu. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cine nu? Dar cine nu? Din pricina aceasta, Ioel nu se oprește la capitolul 2, versetul 31, ci mai vorbește odată despre ziua Domnului. Dar aceasta este ziua mâniei finale a lui Dumnezeu, care va cădea asupra celor care nu au chemat numele Domnului și nu sunt mântuiți. Versetele 13 la 18 din ultimul capitol din Ioel. Puneți mâna pe secere, căci secerișul este copt. Veniți și călcați cu picioarele, căci linurile sunt pline și tocitorile dau peste ele, căci mare este răutatea. Vin grămezi, grămezi în Valea Judecății, căci ziua Domnului este aproape în Valea Judecății. Soarele și luna se întunecă și stelele își pierd strălucirea. Semnele scatologice sunt acolo, anunțând ziua Domnului. Dar de data aceasta, dragii mei, nu mai există și un alt fiu al lui Dumnezeu care să ia pedeapsa în locul nostru. De data aceasta, dreptatea lui Dumnezeu trebuie să arate, mânia lui Dumnezeu trebuie să se reverse. Versetul 16. Domnul răcnește din Sion,
Glasul lui răsună din Ierusalim de se zgudie cerurile și pământul. Dar Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuiește în Sion, muntele meu cel sfânt. Ierusalimul însă va fi sfânt și nu vor mai trece prin străinii prin el. În vremea aceea va picura must din munți și va curge lapte din dealuri. Toate pâraiele lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda Valea Sitim. Și ultimul verset și ultima afirmație. Domnul va locui în Sion, în mijlocul poporului său, și noi vom domni împreună cu el.